Sclavii la patron este soarta pe care o au sezonierii. Cine vrea să muncească pe litoral trebuie să plece capul și să se supună proprietarilor de localuri. Carta de muncă este o raritate. Salariul depășește rare 600 de lei, iar programul este de la 12 ore în sus. Reporterii Observator au descoperit o altfel de lume în spatele teșghelei, de unde vin cocktailurile și masa de prânz a turiștilor. Am lucrat și la terasă, dar eram zi de zi, chiar în 12. Și era dimineața de la 7, până seara la 8. Pe litoral, chelner înseamnă sclav. O sclavie pe care mulți o acceptă pentru că nu au de ales. La început de sezon sunt multe locuri de muncă, doritori însă și mai mulți. Am mers și noi la o terasă din Costinești să vedem care sunt condițiile. Aveți nevoie de personal pentru un timp mai? Au mai lucrat. Ce rup? Ca barman, am lucrat și ca ospătar, orice. 19. Cum ai lucrat? Dar calificare n-ai? Nu, nu am calificare. Poate te faci de râs ca ospătar, că zici că ai lucrat. Nu mă fac de râs, râs cum știu, cât de cât. Să dăm la băieții aia, spune că ai vorbit cu mine, să dai buletinul lui doamna contabilă. Și altceva, ceva mai trebuie. Buletinul rămâne la contabilă. E prima regulă a angajării, una impusă de patron, dar în afara legii. Contractul? Contractul se face. Ce contract? 12 milioane pe lună. Și cazare și masă. Alt patron, alte reguli. Încheie contract de muncă, dar scade salariul. Programul rămâne același. Din zori până după miezul nopții. Ați venit cu bagajele? Da. Se face contract de muncă. Salariul este salariul minim pe economie. Tipsul de la masă al dumneavoastră. Dacă vă interesează, în 20 de minute, 20 de ori eu mă întorc. Vă găsesc acolo cu buletinul și pantalonul. Tinerii vin din toate colțurile țării, stau 3 luni pe litoral, iar cei mai mulți nu apucă să facă nici măcar o baie în mare. Băiatul din imagini a venit tocmai din Bacău. Nu știe cât o să muncească, unde o să doarmă, dar nu contează, e hotărât să-și petreacă vara la mare. De ce vin pe litoral? Că acasă nu găsesc de muncă. De la chelner până la tâmplar și cameriste, toată lumea acceptă condițiile impuse de patroni. Muncesc fără să comenteze, iar în fața camerei unii își laudă superiorii. Cred că v-a plăcut hotelul nostru, e curat, e frumos. Șefii sunt foarte buni, ne apreciază. Și vă dă 5 milioane, iată? Da. Și pe camere și pe bucătărie, nu? Pe tot ce... Adică mai mult de atât? E? Mai mult de atât? Acum o săptămână. Și mai aveți mult? Vreo 3 zile. Ce fac ei aici? O terasă. Păi dacă aveți 5 milioane, n-aveți minimum de economie, deci nici contract n-aveți. Contractul de la întâi? Care întâi? Întâi mai. Peste 1500 de oameni vor munci pe litoral anul acesta. Mulți dintre ei în restaurante care stau să cadă sau hoteluri cu zugrăveala rămasă din perioada comunistă. Mâine, la Observator, vă arătăm și partea uitată a litoralului, o fantomă pentru autorități, dar și pentru turiști.